Bună! Hăț, 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 Johnule, Daily Vlog lovește din nou. Mă, tot gândeam, stăteam așa și mă uitam la raft să începem, să nu începem. Dar mi-am luat inima din ce am început, pentru că mi-am uitat fierul la cu ăsta. Pentru că mi-am uitat fenul la Constanța de 1 mai, am venit să-mi cumpăr altul. Oricum avea mare, mare problemă de mult, pentru că îi pierdusem buza aia care face aerul să iasă cum trebuie. Așa că suntem în, sper să nu mă înșel, Media Galaxy, da. Și vrem să vedem ce fenul mi-aleg. O să vi-l arăt pe cel pe care l-am avut, dar clar nu mai au la fel, pentru că am găsit altele mai mișto pe aici. Primul stand, deci ăsta, pe ăsta l-am avut eu până acum, da. Remington Silk de 2400, da. Aici nu zic că aș fi găsit ceva, dar dacă ne întoarcem la raionul ăsta, hăți, o să vedem niște piese frumoase. Și mi-au sărit în ochi următoarele. Bang! Drycare Pro 2300, Johnule, zboară dinții și de la asta. 2600 și e și altceva. Nu e chiar de 2400 de vați ca celălalt, dar mă încântă ideea, pentru că este nou și este de 2300. Oricum foarte puternic. Vă spun eu ce fac, o să chem un băiat să mă ajute și revenim după ce le cumpăr. Hăți! Ia vezi, Johnule, că a venit băiatul și ne-a reglat imediat. Am înțeles că ne uitam total greșit. Uitați-vă la ăsta, eu m-am uitat pe ofertă și n-am văzut de fapt că este hăț de 2300, ci că ăsta e de shit. Așa că l-așteptăm pe băiat, hăț, 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 să vedem unde este. Și între timp mi-am dat seama că trebuie să cumpăr așa un cablu mini USB, cred, cu care să încarc GoPro-ul și un SD card. Și trebuie să mai uit pe aici să văd ce mai e de cumpărat, că sigur găsesc lucruri. Știi cum e când nu mai ajungi de mult pe la magazin de astea de electrocasnice. Cap de periuță, deja mi-a venit ideea. Hai, revin când mai cumpăr lucruri. Suntem la Media Galaxy în Vitan și doar ce am primit un mic discount, pentru că am filmat frumos și a văzut cineva cine a trebuit vlogul nostru. Așa că, bună, mi-ai aplicat discountul, da? Bună, da. Cel mai mare, da? Și cărnos și consistent, da? Bună. Am luat așa, fiți atenți, stați așa. Eu sunt gata să plătesc oricând, acum doar filmăm. Am luat phone, am luat cablu pentru GoPro, card pentru GoPro și pentru dinți frumoși și îngrijiți, două capete noi de periuță Philips Sonicare Hertz Premium White. Plătesc, merg să iau mașina de la spălat și mă duc direct să-mi tund unghiile, Johnule, că e groasă situația după săptămâna trecută. Hăți, Johnule, să moară, să înțepenească, uitați-vă câte car. Sper să ajung cu ele până la mașină, toate așa. Ziua 428.523 de Daily Vlog, stați un pic. Acolo e mașina. Nu mai pot să le mai țin să moară, geac, stați așa. De fapt și de drept ce s-a întâmplat, trei perechi dintre aia și de la supra sunt mici. Pe lângă asta mai avem o grămadă de treabă. Mamă, fraților, mi-a rupt mâna. Cele trei perechi de Adidas și dosarul de la mașină, casco and shit, da, pentru că avem de refăcut. Hai să vedem, stai să ne distrăm un pic. Băgăm ce avem de băgat în portbagaj, Johnule. Uite cum s-a făcut mâna, să moară să înțepenească și mergem la treabă. O să combin și ce am filmat ieri în Daily Vlog, pentru că n-am apucat să fac unul întreg. Am avut o super întâlnire la Zaitun, la restaurant, cu conducerea Subway Europa, doamnele directoare din Cehia. Motiv pentru care n-am mai filmat, am fost acolo focusat la ceea ce am făcut. Astăzi continuă Daily Vlog-ul și uite așa ușor, ușor trebuie să-mi intru și eu în ritm. Johnule, că ce greu e când ieși și nu mai filmezi. Vă pupă, fratele, țineți aproape. Hai să facem treabă. Hă-ți! Dacă nu faci treabă, bosule, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în buzunar, vă zice fratele vostru. Avem aici, oh, finule, welcome back. Avem aici plicul cu actele de la Casco. Sang, Unica, le mulțumim pentru viteză, pentru promptitudine. Extraordinar a fost la Unica, ai pupăm. Acum mergem să semnăm niște acte, după care reparația va putea începe undeva pe lunea, marțea viitoare. Am vorbit la Bavaria. După ce rezolv cu actele de la mașină, de la Casco, o să mă duc să iau 10 compleuri din acelea cu dungi albe, așa, din catifea pe care le-ați văzut, pentru că le facem și de vânzare, așa că începem cu mărciurile. O să avem cu mare Paul Logan, Johnule, Mavericks, noi o să avem Popix. Așa o să numească hainele, Popix. Scoatem primele 10 traininguri, pentru că foarte mulți prieteni m-au întrebat și am zis să fac pentru ei pentru început. Dacă cineva va mai vrea, veți putea comanda, vedem noi cum. După ce mergem și rezolvăm, luăm cele 10 traininguri, trebuie să mergem și la Oli Gang, pentru că avem 3 perechi de Adidas care din păcate sunt un pic mici, deși sunt numărul meu. Acolo mai avem cealaltă cameră de vlog și ochelarii, hăț, hăț, hăț. Avem ceva treabă, fraților, așa că tragem hăț frumos prelata și facem schemuța. Hățul! Și mergem, haide să mergem să rezolvăm cu actele de la Casco. Hățul! În caz că se întâmplă să alimentați în noile stații Rompetrol, aveți grijă la display-urile secolului. Ia zi, Johnule, cu display-ul, care-i treaba? Hăț, ai înțeles? Acum
Îți ia banii pe LCD. Brrr, hăț, hăț. Știam eu când am zis, bă, că unica ăștia-s de aur. Deci fiți atenți, suntem înapoi la birou. Au trecut nici mai mult, nici mai puțin de, cred că 45 de minute cu tot cu drum. Nu pot să vă spun câte ceasul pentru că mi l-am dat jos, fiindcă am realizat că mă bronzez cu ceas. Ești nebun că stau ca tractoristul, hăț așa. Arunc cotul pe geam și când am intrat ieri la duș, m-am trezit cu ta mai brățara albă. Ești nebun, zic, gata ceas, hăț, stop. Am rezolvat la unica, deci fiți atenți, stai mă să vă arăt ca să nu credeți că e vrăjeală. Deci am rezolvat la unica în nici mai mult, nici mai puțin de 15 minute frumos, cu tot cu parafă și cu ștampilă. A, dar actele nu sunt la mine. Actele au plecat direct către Bavaria. Ideea este că serviciile au fost senzaționale, mă, bossule, mă. Bă, rapid, frumos, ce trebuie. Acum mă duc să iau training-urile de la fabrică. Vi le arăt și vouă. Și treaba continuă pentru că astăzi, nu știu, am prea multe de făcut și nu știu în cât timp o să le fac, dar o să le fac. Mai trebuie să ajung să iau și training-urile, mai trebuie să ajung după aceea și la studioul ăla de Moga. Mai trebuie să ajung după aceea și la o zi de naștere în Domnești, după care trebuie să ajung din nou la shift la studio ca să tragem piesa hăț. Nu știu cum se vor întâmpla, dar se vor întâmpla. Vă pupăm, revenim cu update. Am ajuns la fabrica cu care lucrăm, pentru că de multe ori atelierul nostru este depășit de situație, fraților. Așa că, mai ales în cazul hainelor de băieți, care nu sunt foarte dificil de făcut, apelăm la diferite fabrici. Suntem undeva prin Ghencea și mergem la fabrică să luăm 10 training-uri de catifea hățul. Bă, știți momentul ăla când ciocăn și de fapt nu ciocăn, dai de clanță și nu apeși bine și pleci că ai crezut că nu e bine și de fapt erai bine? Eram bine, mă, din prima. Am ajuns la atelier, să trăiți. Bună ziua, bună ziua. Toate bine cele bune. Bine v-am găsit. Mamă, ce se muncește aici. Când găsim o oglindă hăț și noi pe ea, hăț. Mamă, ce frumos e, să rămână, doamnelor. Hăț, pac. Luăm punga, fraților, și mergem, după care o să le vedem acasă pe cameră, le întindem frumos pe pat, să le vadă toată lumea. Hăț. Am ajuns la Oli Gang pentru că din cauza faptului că trăim pe picior din ce în ce mai mare, am luat 3 perechi de Adidas mici. Și acum am ajuns să schimbăm treaba. Oli Gang Shop. Ta-na-na-na-na. Bună, Oli Gang. Mama, mi-am descoperit un mers nou. Bună. Bună. De ce pleci de cameră? Să știi că a mea cameră este îndrăgostită de persoanele care fug de ea, nu știu de ce. Îi place respingerea, cred. Suntem imbatabili. Bună din nou, Oli Gang. Ce mai drăguț, Anica? Supraviețuiesc. Schimbăm Adidas și revenim cu update, Johnule. Hai să luăm Adidas și Johnule. Păi ce crezi, Johnule, că nu s-a rezolvat? Păi cei mai frumoși, mă, uite-te și tu. Cum era cei mai frumoși dintre toți să nu i-am? Nu se putea. Ia-i de aici. Bam, bam, bam. Măsura 10, că 9:30 nu ne mai vine, ești nebun. Și cum știți că eu am mâna lipici, m-am proptit și într-o șapcă frumoasă, hățul. Gata, mergem la Demoga la studio, să tragem pe cowboy. Avem de filmat videoclipuri, avem treabă multă. Revenim. Când ajungi la Demoga, se muncește. Salutare, bă, așa, vezi, mă? Hăț, tăc, tăc, tăc. Am venit și v-am găsit în linii direct, bă. Așa se face muzică, mă. Johnule, intrăm să tragem pe piesa aia mare minune de care nu v-am putut spune prea multe. Abia aștept să lansăm. Și revenim după aceea, suntem la Demoga Studios. Ah, yeah! Așa. Suntem într-o emisiune. Hăț. Emisiunea lui Dorian Popa. Yes! The reality show, motherfucker. Yeah! Ha! Under motto, invitați fără voie. Păi, dar știi cum e? Cu el pornit, n-ai exact. Șansă. Sneakers! Cred că e a patra oară când te strig în vlogul meu. Sneakers, ia atitudine odată! Te rog! Asta parcă prevă că arată thumbnail, să așa. Dacă dai un pește de ăsta în cap, bună! Hăț, vadruplu, hăț, fraților, suntem la Demoga Studios, alături de fratele Florian Rus, tarararam, pam, pam. Și am terminat, stai așa, că-mi intră pufuletele. Ce faci, mă, pufulete? Ești din filmarea mea, ești nebun. Pleacă, bă, de aici, ciufulitule. Am terminat să tragem pe piesa nouă, pe care o să o lansăm în foarte scurt timp, cred că în maxim 3 săptămâni, cu tot cu clip. Sperăm, Doamne ajută. Vă pupă fratele vostru, daily vlogul continuă, am avut o zi foarte încărcată, mă duc la sală, după care mă duc la ziua unor fetițe foarte mici și drăguțe și prietene mie din Domnești. Și cam asta a fost o zi de vineri superbă, plină și cu foarte multe rezultate. Nu uitați să dați un subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, că cinca, cinca, cinc. Să știți, o dimineața la 8, că a lansat băiatul mai muțăreala. Dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian, dați un follow pe Spotify, Dorian Popa, dați un like pe Facebook, Dorian Popa. Și v-am pupat, daily vlog continuă, hăț, hăț, hăț! Și acum simt că te-am găsit, dar golurile mele totuși nu sunt pline. Am căutat în ieșire, am văzut mii de fețe triste, zâmbete puține. Și acum simt că te-am găsit, dar golurile mele totuși nu sunt pline.